laboratorul de studiare a materialelor și împreună vom porni într-o călătorie pentru a descoperi fascinanta lume a sudării materialelor. Progresele realizate în ultimii ani în domeniul elaborării oțelor, a oțelor de înaltă rezistență, precum și în domeniul tehnologiilor de sudare, a permis inginerilor să realizeze niște construcții metalice sudate absolut remarcabile. Un exemplu în acest sens este podul Akashi din Japonia. Acest tip de structură metalică sudată, pentru construcția acestui pod, s-au elaborat în mod special niște oțeluri denumite oțeluri danate termomecanic, a căror caracteristici de rezistență mecanică, de sudabilitate, sunt mult îmbunătățite față de performanțele unor oțeluri laminate convențional la car. Aceste noi tipuri de materiale, alături de tehnologii avansate de sudare, au permis, practic, opțiunea unor deschideri impresionante, așa cum se poate observa și în imagine, pentru aceste tipuri de construcții metalice sudate, care sunt, practic, adevărate capodopere de artă ce ne încântă privirea. Podurile sunt niște construcții metalice sudate remarcabile. Fac legătura între zone geografice greu accesibile, între oameni, între comunități. Motiv pentru care le regăsim imprimate pe toate bagnotele emise de Uniunea Europeană ca și un simbol al cooperării între națiuni. Industria termoenergetică este un alt sector care se bucură de performanțele deosebite înregistrate la nivelul tehnologiei de sudare, dar și al elaborării materialelor. Se realizează construcții metalice impresionante, de dimensiuni foarte mari, cu grosimi de perete foarte ridicate. În interiorul acestor recipiente sub presiune au loc o serie de reacții nucleare. Energia eliberată în urma reacției de fisiune nucleară conduce la vaporizarea apei, iar vaporii de apă sub presiune pun în mișcare turbinele care mai departe generează energie electrică atât de necesară pentru societatea modernă. În imaginile prezentate puteți observa efectul Cherenkov sau radiația Cherenkov, care este o radiație electromagnetică generată când o particulă încărcată electric se deplasează printr-un mediu dielectric cu viteze mai mari decât viteza de propagare a luminii în mediul respectiv. În domeniul automotiv s-au făcut progrese remarcabile în ceea ce privește creșterea siguranței pasagerilor în interiorul acestor mijloace de transport. În laboratoare specializate se fac teste la impact pentru a se studia modul cum se comportă caroseria autoturismului în caz de impact frontal sau impact lateral. Pentru fabricația acestor tipuri de structuri metalice sudate, se lucrează cu sisteme performante, cu sisteme robotizate și automatizate de înaltă precizie și de productivitate foarte ridicată. Inginerii de materiale lucrează cu mijloace moderne, proiectare asistată de calculator, cu progresele obținute în partea de hardware și software, în domeniul IT, în Internet of Things, inteligența artificială. Toate acestea sunt instrumente valoroase pe care le utilizăm în activitatea inginerească pentru a obține mașini, echipamente de înaltă performanță.